dimineața, dragii mei, plecăm astăzi în excursia noastră anuală la magazinul de Crăciun din Frankenmuth, care teoretic e cel mai mare magazin de Crăciun din lume. Habar n-am dacă e adevărat, poate există unul mai mare decât ăsta. Nu e genul de magazin fancy, cum vedeți, în singura casă neapărat, e genul mai old school, dar e imens și are 500.000 de decorațiuni. Și o ducem pe doamna din spate. Se vede și ea 500 de moduri de a decora de Crăciun și să ieșim din casă pentru că e weekend și avem puțin mai mult timp la dispoziție. După care mergem la niște prieteni de familie, de lui mama, care locuiesc pe lângă Detroit, așa că toată ziua de azi va fi petrecută pe drum în cealaltă parte a statului, așa că plecăm! Asta, tot. Asta, clădirea asta, uite cât de mare. Că m-am multiplit o hală, știi? Bine, acum. De fapt, sunt multe. Clădiri mici. Uite câte lume este, parcă avea. Dar vezi, sunt scumpuțe, $12 unde în asta. Este secțiune cu Made in România. Ți-l iau eu cadou ăsta, dacă pe care îl vrei. Uite, ăsta l-avem noi. We have this one.
keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be. Asta e secțiunea de blog, de bloguri. Oh, I need some sleep. De globuri făcute în România. Secțiunea de vloguri. Okay, I really want that one on the bottom, the big one. It's so cute, this one. Like, okay, this is gorgeous. I'm not ready to pay $20 for it, but it's so pretty. Is it 20 or is it more? Oh, this Tiffany blue one is pretty too. Yeah, that's pretty. I like the design. I know. Oh, yeah. Like, this is interesting, but it just doesn't go with anything that we have in our house. I like the light blue. In any year. The light blue is good. I know, the light blue is. But not if I'm getting the expensive one. Cum a fost mama la Frankenmuth, la magazinul de Crăciun? Fain? Pentru poveste. Pentru poveste. Ajungem acasă și arătăm ce am cumpărat, da? Uh-huh. Să vadă lumea ce se găsește pe aici, dar am și filmat puțin înăuntru. Acum mergem să-i arătăm la mama zona asta de downtown din Frankenmuth, că e un oraș, zic ei, tipic nemțesc. Acum nu e așa de frumos ca în Germania sau în Austria, dar e varianta americană a nemților. Așa că mergem să-i arătăm un pic ce și cum, după care mergem la prietenii de familie să mâncăm, că ni foame și ce că pregătesc mâncare românească. John, you excited to have Romanian lunch? Mm-hmm. Very. Zander's chicken dinner. Deci îți dai aici un meniu de nu mai te poți rostogoli. Asta e coada, apropo, de la intrare. Uite de ce e înăuntru. Look at the line inside, babes. Hmm? Trebuia făcut rezervare. Da, da. Aici nu vii fără rezervare. Ce tare. Pentru că toți oamenii stau la coadă să mănânce prânzul. Care e foarte bun, dar nu merită la stat la coada aia chiar. Pentru pui și piept. Cheese House. Am fost aici cu Eric și semanul trecut. Da, tot fel de chestii de cumpărat de mâncare. Yes, asta magazin. Da. Mm-hmm. Was it last year that was the first time we were with them at the store, right? The rest were on our own. Da, anul trecut am fost cu ei acum 2 ani și 3 ani. Noi, de noi. Deci în fiecare an. Da, în fiecare an venim. We come here every year, it's a tradition.
Ce ai făcut tu azi, Dexter? Ce ai făcut singur? Do you want another treat? Brrr. Do you want another treat? Are you fat? Are you fat? Come here. Bun, noi ne-am întors de la magazinul de Crăciun și am zis să vă arăt rapid ce am cumpărat în cazul în care sunteți curioși să vedeți un mini haul. O să încep cu decorul ăsta de Halloween pe care l-am luat pentru viitoarea mea cumnată. Prietena fratelui lui John, ea e mega pasionată de tot ce ține de Halloween, așa că i-am luat decorul ăsta care e plin de sclipici, nu-l mai scot din cutie, că probabil nu o să pot să-l pun cum trebuie, dar e un suport cu pomi și, mă rog, cruce și destul de creepy, dar e plin de sclipici și cred că o să-i placă foarte mult pentru sezonul următor de toamnă și de Halloween. Cam așa arată, mă rog, fără polistirenul din spate, el e simplu. Așa se ridică și îl pui pe mobilă și arată foarte, foarte fain, mai ales că știu decorațiunile pe care le mai are legate de Halloween. Gen mi-a cumpărat mie brăduțul ăsta pentru că e în culoarea biroului meu. Așa că și biroul meu primește o lampă drăguță sezonul ăsta care merge pe baterii. E un pomișor, nu e lampă, e un pomișor de fapt. Foarte drăguț, cu sclipici înăuntru. Și acum să vă arăt lucrul preferat pe care l-am luat, este lampa asta, felinarul, nu știu cum să-i zic, cred că totuși e o lampă, tot așa pe bază de, mă rog, poate fi pusă în priză sau pe bază de baterii, arată ca o cabină telefonică din Londra și e din nou plină cu sclipici și are un moș Crăciun care vorbește la telefon în ea. Și arată foarte bine, mai ales când sunt becurile închise. Și e singura chestie roșie pe care am găsit-o acolo să meargă cu tema de anul acesta. Am mai cumpărat și câteva globuri. Magazinul, așa cum ați văzut, are globuri făcute în alte țări, inclusiv România. Și eu m-am îndrăgostit efectiv de globul ăsta făcut în România, pictat manual. A avut un preț obscen. Sunt conștientă de asta, e o prostie să dai $30 pe un glob. Dar pentru că e făcut în România, deși sunt sigură că profitul nu a ajuns în PIB-ul României, e atât de frumos, e mare, e imens. Vedeți cât e mâna mea și cât e globul, dar e pictat manual și cred că va deveni foarte rapid globul meu preferat. John e obosit după o zi lungă. E superb, superb, superb. Și am mai luat noi de acolo altele făcute în România, asta e că poate îl sparg acum, cred că mă și arunc de la 4. Și acum pentru mama și tata le-am luat un glob pentru casa nouă, în care s-a mutat anul ăsta, pe care scrie numele de familie și First Christmas in our new home. Avem și noi unul exact așa, aici pentru 2016, când ne-am mutat noi aici. E acum unul cu 2019. Și frate meu s-a logodit anul ăsta, așa că i-am făcut lui și logodnicei lui un glob pe care să-l aibă mereu în pomul lor de Crăciun, pe care scrie Mario și Laura, engaged și am trecut anul 2019. Bun, cam asta am cumpărat. Mama, am cumpărat altceva? Mă rog, tu ai cumpărat altceva. Da. Dar cam astea au fost cumpărăturile noastre. Mama, mi-a zis mama că ar fi interesant să arăt și bradul ei și ce a cumpărat ea, așa că trebuie să mă... A cumpărat cadouri pentru... Noroc că vlogul ăsta nu o să apară înainte să ajungă ea acolo. A cumpărat bloguri. Tot îi zic bloguri în loc de globuri. Găluște. Deci, găluște, gălbenușe și vloguri în loc de globuri. Astea sunt pentru prietenele ei din România și pentru Cuscri. Așa că ei vor primi un glob de la cel mai mare magazin de Crăciun din lume, în steagul, cu steagul Americii. Și pomul, care îi place foarte mult, atât de mult încât trebuie să desfac cutia asta, să vi-l arăt. Stați așa. Așa, ăsta e brăduțul de care mama e foarte mândră. E dintr-o sârmă. Nu râde mama, că ai vrut să-l includ. Așa arată, ia ține-te un pic de el. Da. Arată foarte fain.
Deci o sclipești aici așa mai ales. Când bate lumina, știi? Chiar e foarte fain. Chiar arată fain. Plană. Na, acum chiar v-am arătat tot ce am cumpărat.